Testele în sănătate continuă este informația momentului. Zeci de farmaciști, biologi și chimiști din sindicatul Promedica au ieșit dis de dimineață în fața Ministerului Sănătății, nemulțumiți de salariile inegale și de dotările necorespunzătoare. Printre revendicările acestora se află suplimentarea numărului de locuri de muncă și recunoașterea faptului că farmacistul nu este în subordinea medicului. Jurnalistul B1 TV Silviu Jugaru vine însă cu mai multe detalii de la fața locului. Silviu, bună dimineața încă o dată, TV. Vedem, văd în fața ta zeci de angajați din sistemul medical cu mesaje acolo. Hai să vedem ce nemulțumiri concrete au aceștia. Știu că ai și un invitat la cadru care să ne dea mai multe detalii. Te ascultăm! Bine te-am găsit, Alex. Ne aflăm în fața Ministerului Sănătății, unde zeci de persoane din sistemul medical, vorbim așadar despre farmaciști, biologi, chimiști, biochimiști, dar și fizicieni, vor protesta astăzi în fața Ministerului Sănătății. Iar alături de mine la cadru este domnul vicepreședinte al Colegiului Farmaciștilor din București, domnul Emil Ștefănescu. Domnul Emil Ștefănescu, haideți să vorbim puțin despre care sunt revendicările pe care le doriți astăzi în fața Ministerului și care sunt soluțiile pe care le veți propune în vederea rezolvării nemulțumirilor. Bună ziua! Atât noi, farmaciștii, cât și colegii noștri, biochimiștii, chimiștii, fizicienii, ne aflăm astăzi aici pentru a protesta față de inechitățile salariale care au fost create prin ultima lege a salarizării. În ceea ce ne privește pe noi, farmaciști, și cel puțin din 2017, prin legea din 2017, s-au introdus niște coeficienți care dezavantajează profund farmaciștii. Astfel, practic, un farmacist primar, deci care are 5 ani de facultate și 3 ani de rezidențiat și încă 5 ani de experiență ca să ajungă primar, are un salariu care este aproximativ asemănător cu cel al unui asistent medical. Ori, în condițiile astea, este foarte neplăcut pentru noi să asistăm la situația asta și solicităm o rediscutare a legii salarizării pe de-o parte, astfel încât să se introducă niște coeficienți corecți care să se reflecte pregătirea profesională a fiecăruia dintre noi. Pe de altă parte, există și probleme legate de cadrul legislativ general. De exemplu, în legea 95 nici măcar nu este recunoscut farmacistul primar. Deși prin ordinul 166 din 2023, care reglementează metodologia de organizare a concursurilor, în comisiile de concurs trebuie să fie numai farmaciștii primari. Păi dacă ei nu sunt în legea 95, nu sunt precizați în mod explicit, este foarte greu ca să poată să-și ducă la îndeplinire aceste lucruri. Mai mult decât atât, în ceea ce ne privește pe noi, există specializări în rezidențiat, avem 4 specializări, farmacistul clinician care ar trebui să existe în spital, există un ordin de ministru care îi dă farmacistului clinician o sumedenie de atribuții, însă dacă privim un alt ordin de ministru, vedem că normativul de personal impune un farmacist la 50 de 4 sau mai mult. Ori nu se poate așa ceva. Trebuie armonizat cadrul legislativ, nu poate să existe un ordin de ministru care să spună ceva și un alt ordin care să contrazică ceea ce spune ordinul anterior. Ori, din acest punct de vedere, iarăși s-ar impune o ajustare a legii 95, astfel încât să fie specificate în mod clar aceste specializări și locul farmacistului clinician, care trebuie să fie pe secțiile spitalelor și nu în farmacia spitalului. Farmacistul de spital are o serie de atribuții care își desfășoară la nivelul farmaciei din spital, în timp ce farmacistul clinician, așa cum și prevede de altfel cerințele de acreditare ale ANMCS-ului, el ar trebui să poată să fie încadrat pe secție, pe fiecare secție a spitalului, unde să poată să își desfășoare activitatea specifică lui. Din acest punct de vedere, noi sperăm, noi, Colegiul Farmaciștilor București, susține membrii săi care se află în această situație și care protestează aici împreună cu colegii noștri biochimiști, chimiști, biologi și fizicieni și sperăm că putem să obținem din partea Ministerului Sănătății un dialog care să conducă la o soluționare favorabilă a acestei probleme.
Mulțumim, domnule Emil. Noi în continuare rămânem în fața Ministerului Sănătății și vom reveni cu cele mai noi detalii imediat cum acestea vor fi disponibile. Alex?